Salutare! Eu sunt Mircea de la Bebe Voyager, iar astăzi îți voi arăta cum se instalează scaunul auto pentru copii X-Kid Mini Kid 2 într-o Dacia Sandero. În primă fază vom instala aceste chingi, deoarece mașina în care vom instala scaunul nu are aceste inele deja instalate. Pentru a instala această chingă, trebuie să o trecem pe sub șina scaunului din față, ca mai apoi să se formeze o buclă prin care vom trece acest inel. Cam asta ar trebui să se întâmple. În cazul nostru, acest lucru nu este posibil, deoarece șina este foarte aproape fixată de podea și nu avem acces. De aceea vom instala kinga prin scaunul din față. Am reușit să scoatem inelul pe cealaltă parte a scaunului și îl vom introduce prin acest orificiu. După ce l-am introdus, tragem foarte tare pentru a se fixa. Vom repeta această procedură și pe partea cealaltă. După ce am terminat cu instalarea kingilor cu inelele de atașare, vom instala și scaunul, dar mai întâi vom ajusta poziția de înclinare a acestuia prin apăsarea acestei clapete. Acest scaun poate fi poziționat cât mai aproape de banchetă sau pe marginea acesteia pentru a oferi copilului un loc cât mai mare pentru picioare. În cazul nostru, dacă poziționăm pe marginea banchetei, locul din fața pasagerului va fi anulat. De aceea vom instala mai aproape de banchetă. După ce am așezat scaunul în mașină în poziția dorită, desfacem aceste clipsuri, sunt două, unul pe partea dreaptă și unul pe partea stângă, le desfacem pe ambele. Iar apoi vom trage centura mașinii până o vom desface maxim. Și o vom trece mai întâi prin partea de jos a scaunului, prin acest orificiu. Pe sub husă în tot acest timp ne asigurăm că centura nu e răsucită niciun fel. După care mergem prin acest orificiu și pe partea cealaltă. Când ajungem cu centura pe această parte, o fixăm, tragem excesul, ne apăsăm pe scaun să fie cât mai bine strâns și închidem clema. Repetăm procedura și în partea din spate, doar că nu vom strânge de data aceasta ambele centuri, ci doar partea de jos. Acum vom atașa curarea de prindere de punctele de ancorare. Vom face acest lucru printr-o mișcare continuă și fermă. Avem grijă ca acest marcaj să rămână tot timpul vizibil. Repetăm același lucru și pe partea cealaltă. După ce am atașat curele de prindere, apăsăm ferm
pe fiecare parte. Apoi instalăm și piciorul de susținere. Și punem până face acest click. După ce am instalat piciorul de susținere, repetăm procedura și mai apăsăm o dată ferm pe ambele margini ale scaunului. Vă voi arăta cum se instalează tamponul de protecție laterală. Deschidem fermoarul, facem loc și introducem tamponul de protecție laterală cu aceste săgeți, să fie în aceeași direcție. Deci folosirea acestuia este opțională, vă recomandăm să o faceți pentru că oferă un plus de siguranță în cazul unui impact lateral. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă aștept cu mare drag data viitoare!